Ministerul Educației a publicat recent modelele de subiecte pentru examenele din cadrul bacalaureatului 2014, precum și baremele de rezolvare ale acestora. Elevii pot consulta modelele de subiecte atât pentru examenele orale, cât și pentru cele scrise. La fel ca anul trecut și în 2014, absolvenții liceelor tehnologice vor rezolva la bacalaureat subiecte diferite de ceilalți elevi la examenele de limba română, matematică, fizică și chimie. Sunt foarte utile în măsura în care ei pot în felul acesta să înțeleagă la ce se pot aștepta. Bineînțeles că în măsura în care sunt interesați de acest lucru, pentru că eu v-am mai spus, poate ministerul să dea sute de modele pe site, dacă pe elev nu-l interesează, rezultatele vor fi aceleași. Deci la noi nu e problema de grad de dificultate, la română cel puțin n-a fost niciodată. La noi este problema de dezinteres. Afișarea subiectelor model pentru bacalaureat este un lucru benefic pentru elevii clasei a 12-a. În felul acesta se familiarizează cu subiectele și cerințele acestora, timpul de lucru și baremul de corectare. Profesorii de română lucrează intens la clase pentru ca din martie să poată lucra intensiv pentru bacalaureat. În mod special anul acesta am ținut să termin materia pentru ca de la 1 martie să lucrez numai pe așa ceva. Plus simulările care o să fie, deci din punctul de vedere al școlii, școala își face treaba. Trebuie să-și mai facă treaba și elevii. Elevii vor susține simulări ale examenelor de bacalaureat în zilele de 3, 4, 5 și 7 martie, a anunțat la începutul lunii Ministerul Educației. În premieră, începând din acest an, se organizează simulări și pentru elevii de clasa 11-a. Rezultatele obținute de elevi la simulare nu se consemnează în catalog. În vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare, rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecarei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul Consiliului Profesoral.